vom păstra tema și în continuare vom vorbi la fel despre frumos, despre artă, pentru că, așa cum am spus, nu putem noi să începem o nouă zi fără o lansare. De această dată, cu o lansare fierbinte de videoclip și piesă, vine împreună aici în platoul nostru O Nouă Zi un frumos cuplu, Luciana Spânu și soțul ei, Dorin Ieșanu. Și nu au venit singuri, au venit cu rodul dragostelor. Uitați-l aici pe acest flăcău frumos și simpatic care se numește foarte frumos Stelian. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit! Bine eu mă că ați venit cu întreaga familie. Apropo, în premieră, în premieră, să-ți fie de bun augur. Să știi că tu, dacă te îndrăgostești de cameră și camera se îndrăgostește de tine, vei deveni o vedeta adevărat, așa ca și părinții. Ce vârstă are? Pe doamne, un anișor am plinit. Un anișor, felicitări, la mulți ani. Tu ești mai mare, mă băiatule, mai mare decât noi. Să știi că noi încă matinalul O Nouă Zi nu avem un anișor. Noi abia, da, mergem de-a berbeleacul deocamdată. Să revenim la voi și la stilul, la schimbul de stil, mai bine zis, pe care l-ați încercat și eu zic că ați obținut un rezultat foarte bun. Tu ai cântat până acum muzică populară. Da, și continui să cânt. Și continui, sigur că exact. Da. Deci este muzica de suflet a voastră. Acum ați venit cu o schimbare radicală și formați un cuplu, el și ea, un cuplu scenic, cu un proiect, muzică de stradă. Așa. Când v-a venit această idee, de ce v-a venit această idee și cum a luat naștere acest proiect? Pentru mine, de fapt, a fost o provocare. O schimbare, în primul rând, pentru Luciana, pentru că eu muzica populară încă nu am încercat abordează. Să... Da. Deci, pentru mine este schimbarea asta. A fost o provocare care a venit din partea colegului meu de scenă, Adrian Roșca. El mi-a propus o linie melodică, un text foarte frumos și mulțumim pe această cale. Eu am acceptat-o, mi-a plăcut și i-am încredințat-o lui Dorin ca el să îmbrace așa cum știe el mai bine în studioul lui și să-i dea haină cu aranjament, să-i dea o linie melodică pentru doi, pentru că mi-am dorit să fiu în provocarea asta, să fie împreună cu el. Știi, să nu merg singură, să merg cu cineva de mână, da? În provocare. Așa este frumos, pentru că l-ai ales de soț să mergeți împreună în viață de mână. La fel o faceți și în cariera voastră muzicală. Și uite că a stat piesa asta la început, are, cred, vreo 4-5 ani. A stat așa, în dulăpior și a așteptat momentul potrivit ca să iasă. Da, a stat cam mult. V-a luat ceva timp să vă hotărâți să spargeți tiparele sau să ieșiți din zona voastră de confort, mă rog, din zona ta de confort ca și interpretă de muzică populară și să abordezi acest stil? Exact, cei care au auzit melodia din familie, din rude, puțini au auzit-o inițial și au zis dați-i viață melodiei pentru că prinde, pentru că trage de suflet, trage de inimă. Se regăsesc foarte multe cupluri care s-au despărțit și cumva mai tind spre o dragoste fostă, pentru că noi cântăm drama unui cuplu care s-au despărțit, dar încă se iubesc. Și uite că ne-am hotărât, dar am zis că dacă scoate melodia, o îmbrăcăm și cu un video. Și mulțumim pe această cale și echipei lui Sergiu Ciorescu, care ne-a susținut și au fost foarte, foarte bravi ca de fiecare dată. Eu fiind foarte cumințit pe platoul de filmare, băieții se amuzau pe seama asta, că eu de la populară, îți dai seama, am și o altă ținută și o altă coafură. Și atunci ei se amuzau pe mine, că trebuie să fiu un picuț mai diferită de ceea ce eu de fapt reprezint. În acest rol, îmbrăcând acest personaj? M-am simțit bine pentru că băieții și fetele de acolo mi-au inspirat încrederea și mi-au inspirat atmosfera necesară pentru ca eu să mă degajez. Pentru că era destul de greluță trecerea de la populară la muzică ușoară, recunosc. Și avându-l și pe Dorin alături, stând acolo în spatele camerelor și în spatele culiselor. Dar el a vegheat pentru că voi sunteți protagoniștii acestui Stelian a vegheat. Da, păi sigur că dacă el să vă dea nota supremă a muncii pe care ați depus-o voi, de ce ți-a luat 4 ani de zile să faci aranjamentul sau să o gândești? Deci aranjamentul nu mi-a luat el însă și 4 ani de zile, dar a fost trecerea Lucianei de la muzică folclorică populară la cea de stradă și am stat tot cu gândul că hai că o să încercăm, dar... Nu venea timpul. Am amânat cumva. Am amânat și am hotărât până la urmă să-i dăm viață. Că
nu știu, așa am hotărât să încercăm și noi. Foarte frumos și bravo, pentru că un artist adevărat nu trebuie să se mulțumească cu stilul pe care îl are. Trebuie să abordeze mai multe stiluri, să învețe ceva nou. Tu ai învățat ceva nou, ai prins și din acest stil de a exista în cadru, dacă vorbesc de, de videoclip, și prestația scenică deja când o să ieșiți cu această piesă împreună. Hai de învățat. O viață trăim, o viață învățăm. Eu zic să vedem videoclipul, iar piesa se intitulează în felul următor: În inima ta. Haideți să vedem cum a ieșit și dacă au pășit cu dreptul și pe acest râm și pe acest stil. Luciana Spânu împreună cu Dorin Ieșanu și fiul lor e aici, Stelian. Să vedem videoclipul.